Am dat un Google și am văzut articolele despre ei, Alexandra și Valentin, și ce mi-a plăcut este că peste tot în toate articolele se vorbește foarte frumos despre ei, că sunt modești, că nu epatează cu cine știe ce bogății, că fiul dumneavoastră este în top 15 cei mai buni oameni de afaceri din țară. Fata dumneavoastră este încă în Los Angeles sau e... Că la un moment dat a făcut facultatea de limbi străine și a plecat așa după un băiat. Este o mare suferință. Aoleu, asta. Aoleu, mă scuzați, n-am deci știut. Ei nu-i place să vorbesc despre ea. Nici filufime. O să mă ierte, dar spun doar că ea începuse o școală de actorie la Los Angeles. Așa. Primise câteva oferte. Okay. A venit acasă ca să vină la mine la Rahova, că sigur a distrus-o. Da. Și având biletul de avion vineri, joi, Departamentul de Stat American a anulat vizele spunând că noi suntem interziși să mergem în America. Eram pe primul loc. Bin Laden nici nu mai era pe listă. Dar ce? De cu mine ce? Am înțeles. Da, exact. Față de crimele îngrozitoare pe care le-am comis. Dar ce o fi cu copiii? Cu copiii? S-a solicitat de la aceeași școală, au trimis hârtie la Departamentul de Stat, au chemat-o de câteva ori la ambasada Americii, adică și în bătaie de joc. Da, da, și la final, da, stați să vedeți că nu, în sfârșit. Nu, ea, nu mai acolo, e... În sfârșit, da, sunt copii pe care îi iubesc foarte mult, de care mi este drag foarte mult, sunt modești, sunt glumeți, sunt veseli, au suferit. Cred. Cât eu am fost acolo, Ștefan a suferit numai sufletește și în business. A ajuns la un moment dat, după 3 luni, după 9 luni după ce eu eram acolo, când nicio bancă nu mai vrea să aibă contul. El întrebând, domnule, am înțeles, e o firmă cu angajați, eu ce fac? Iau banii cu sacoșa, îi dau cu punga. Adică, da. Mă rog, a reușit să reziste. Deci familia a rămas unită, copiii vă iubesc, n-au venit la mine astăzi să zică, tată, ce mi-ai făcut, uite, din cauza ta, eu nu mai pot să trăiesc viața așa cum merit. Eu am avut și o discuție cu ei prin 2016-17, în care atunci am reușit să am acces la foarte multe informații, prin 2016, mi-aduc aminte. Și să văd ce se întâmplă de fapt în România și care e planul de jefuire și de distrugere a țării. Și am zis, mă, eu nu pot, eu o să câștig alegerile în 2016. Clar o să le câștig, dar nu o să pot să fac ce au făcut ceilalți. Adică eu vreau să merg până la capăt cu orice risc și șanse foarte mari, între ghilimele, să mă închidă ăștia dacă nu mă ucid. Dar zic, nici n-aș putea să trăiesc cu o așa o lașitate în suflet, am mermelit-o și eu, da. M-am făcut că nu știu ce. Și aveați o credință și ați vrut să... Și am spus, voi ce șați că ei vor fi cu mine, indiferent ce se întâmplă și că nu, nici ei n-ar accepta să... Adică și ei își iubesc țara foarte mult și ei sunt scârbiți de ce se întâmplă, dar... Nu vor să plece. Și tata e tata.